E posibil ca acei oameni care știu ce fac să fie mai mult actori, să se prefacă sau să ajungă în zona în care vor să manipuleze alte persoane pentru a obține anumite beneficii. Dar de cele mai multe ori se întâmplă ca aceste victime, să le spunem așa, să nu conștientizeze. Totul pornește... Dacă tot vrei să începem cu baza, totul pornește de la modul în care am fost crescuți. Pentru că noi pe lume, ca și bebeluși, venim fără absolut nicio informație. Și apoi intrăm în societate și vine mama, tata, vin bunicii, îngrijitorii, școala și așa mai departe și ne conferă anumite informații. Și noi preluăm. Cu siguranță este un comportament învățat de undeva, de la cineva. Poate că am văzut la părinți, poate că am văzut în familie că se întâmpla fenomenul ăsta și pe de altă parte am văzut că avea și niște beneficii în momentul în care persoana care se victimiza avea niște beneficii în momentul în care făcea lucrul ăsta. Și am asociat, fără să conștientizăm. Vă salut și bine v-am regăsit la un nou episod din seria podcasturilor Real Talks Romania. De data aceasta am o invitată alături de care o să discutăm niște subiecte destul de interesante și cred că niște subiecte de actualitate care ne vor folosi să trecem așa prin perioada asta. Alături de mine de data asta o am pe Andra Drăgan, psihoterapeut cu formare pe partea cognitiv-comportamentală, care e, cum spuneam, alături de mine în episodul ăsta să răspundă la câteva întrebări și să explice anumite comportamente pe care le avem. Andra, vreau să-ți mulțumesc că mi-ai acceptat invitația. Bună seara și mulțumesc și eu pentru invitație. Și eu știu despre tine un lucru care nu știu dacă este scris pe undeva sau menționat pe undeva. În schimb, știu despre tine că ai terminat facultatea de drept, ai făcut și un master pe partea asta, după care te-ai schimbat înspre partea de psihoterapie. De ce? Da, am făcut o tranziție de la partea juridică la psihologie. Dar aș începe cu perioada în care am terminat liceul. Bineînțeles, ca orice tânăr, eram foarte nehotărâtă și nu știam unde să o iau, stânga, dreapta. Nici măcar nu voiam să vin la Iași. Voiam să plec cât mai departe. Cât mai departe. Asta era în mintea mea. Și m-au luat părinții și m-au scuturat puțin și au spus, ok, vei alege totuși o facultate în Iași pentru că este mult mai aproape de casă. Eu m-am născut în Vatra Dornei, într-un oraș de munte. Da, da, am avut așa o copilărie pe dealuri, aș putea spune. Mereu eram pe afară. Și au zis, ok, e mai aproape de casă Iașiul, vei alege Iași. Am făcut o alegere, am mers, prima oară mi-am depus dosarul, îmi amintesc și acum, la Facultatea de Psihologie, unde se intra fără admitere. Și mi-am depus după aia și la drept, unde se intra cu admitere. Am dat admitere, am luat-o și bineînțeles că m-am hotărât pe partea juridică să rămân. Prima fază, eu visam să fiu ceva între avocat și notar. Nu mă vedeam la INM, nu mă vedeam magistrat. Și când am făcut facultatea, mi-am dat seama că nu mi se potrivește. Nu,
nu-mi place neapărat profesia asta. Aș vrea ceva mai pe sufletul meu, care să fie în congruență cu mine. Mm-hmm. Dar, uite, că tot vorbim de partea psihologică, unul din principiile mele de viață era ca în momentul în care încep un lucru să-l termin, să îl duc până la bun sfârșit. Și așa am terminat facultatea. Apoi am dat la master, la masterul de criminalistică. Visam să fiu ca în filme, polițist, criminalist, da. Până am ajuns la morgă. Așa. Până am ajuns acolo și după mi s-a dus așa ușor, ușor ideea asta. Și am zis că trebuie totuși să fac ceva cu viața mea, plus că erau și părinții, care de altfel sunt niște oameni extraordinari, dar mă presau puțin. Ok, ai o anumită vârstă, fă ceva. Au o anumită vârstă? Aveai cât? 22, 23 de ani? 24, cred, da. Că dreptul a durat 4 ani și masterul... Da. Și în anul întâi de, după anul întâi de master, în anul doi de master, de fapt, m-am hotărât să dau la psihologie. Ok. Pentru că așa simțeam eu la momentul respectiv. Bineînțeles că poate că tatălui meu nu prea i-a convenit în acel moment. El visa să fiu avocat, sigur. Dar nu cred totuși că l-am dezamăgit până la urmă. Cred că a fost ok. Și da, am făcut psihologia și mi-a plăcut ce am văzut acolo, mi-au plăcut oamenii, mi-au plăcut colegii foarte mult, eu eram mai mare ca ei și ne înțelegeam, a fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea. Uh-huh, uh-huh. Da. Te-am întrebat lucrul ăsta pentru că știu că tu în momentul de față una dintre activitățile tale principale este aceea de a-i ajuta pe oameni să-și găsească principiile de viață. Da. Și cred că se corelează foarte bine faptul că tocmai tu ai făcut pasul ăsta. Ai devenit congruentă cu principiile tale, schimbând domeniul de activitate. Exact. Și vreau să-mi spui cum îi ajut tu pe oameni să își găsească acele principii de viață, acele valori, acele drumul, poate? Da. În primul rând, îi ajut pe oameni în ședințele pe care le avem să se autocunoască. E un proces destul de îndelungat. E un proces care necesită foarte multă autoobservare, în sensul că merg într-o zonă, nu știu, a orașului, văd cum mă simt. Asta presupune autoobservarea. Mereu să mă chestionez cum mă simt în acel moment. Apoi, eventual, vin acasă și notez dacă nu rețin. Și după aia mă uit în carnețelul meu și văd așa, diferite situații, felul în care m-am simțit. Și pot să creez oarecum, pot să creez o balanță, să văd, uite, acolo m-am simțit bine, acolo nu m-am simțit bine. Ce spune asta despre mine? Dar, bineînțeles, toate aceste lucruri clienții mei le fac cu ajutorul unui specialist, da. Uh-huh. Pentru că singur e puțin mai dificil acest proces. Ai nevoie și de un observator. Un observator, da. Uh-huh. Da. Zic chestia asta pentru că probabil tu observi anumite lucruri, îți notezi cum te simți, dar exact. Poate nu știi neapărat cum să le interpretezi în totalitate. Nu știu dacă zic bine aici. Da, zici foarte bine. Da. Da, e și partea de interpretare, dar e și partea de gestionare, adică ce fac cu emoțiile mele, cum le gestionez. Ok. Cum poți să gestionezi emoțiile mai bine? Nu știu, hai să luăm un exemplu. Din poate interacțiunile pe care le-ai avut tu cu diferiți, n-aș vrea să le spun pacienți pentru că nu sunt pacienți, cu diferiți oameni în procesul lor de vindecare, de pentru orice ar fi fost ei în discuții cu tine. Da, în primul rând, partea de gestionare a emoțiilor presupune recunoașterea emoțiilor.
De aceea există și ceea ce am discutat la început. Cum mă simt? Cum mă simt? Furios? Trebuie. Ar fi bine să știu, să recunosc emoțiile și să le diferențiez. Okay. Pentru că unele dintre ele sunt foarte apropiate, ca și nuanță. Cum ar fi? Ca și stare. Mă simt plictisit sau mă simt dezgustat? Nu știu. Trebuie să văd. Ok. Nuanța. Mm-hmm. Și, uite, de exemplu, furia este o emoție și constructivă și destructivă în același timp. Pe de o parte, furia ne pune în mișcare să facem diferite lucruri. Ne trezește din pat dimineața și ne mobilizează. Pe de altă parte, eliminăm foarte mult cortizol în momentul în care ne înfuriem. Și partea asta cu cortizolul ne distruge. Ușor, ușor, treptat. Da. Plus că furia, dacă e să ne raportăm la ea, e și o emoție, apropo de faptul că este destructivă, nu doar asupra noastră. Dacă este necontrolată, poate să fie destructivă și față de ceilalți, de cei Corect. Din jurul nostru. Corect. Și un moment care s-ar putea, na, dacă nu-l controlezi și nu-l gestionezi cum trebuie, pe viitor să regreți. Cam de ce asta da? Se întâmplă. Da. Uite, și apropo de gestionarea emoțiilor, dacă înveți să le diferențiezi, apoi oamenii ar fi bine să fie atenți la ceea ce le creează acele emoții, la situații, la gânduri. De obicei, gândurile creează emoția. Okay. Gândul creează o emoție și un comportament aferent emoției. Sunt furios, mă duc și sparg o farfurie. Sau dau cu pumnul în masă, sau țip, urlu, înjur un participant la trafic. Mai ales asta? Asta ni se întâmplă tuturor, cu siguranță. Mi s-a întâmplat la un moment dat. Și există o cale care presupune tot așa destul de multă atenție din partea noastră, să ne analizăm gândurile și să anticipăm, uite, gândul ăsta m-ar putea duce în emoția asta. Haideți să schimb gândul. Haideți okay. să fac o mică schimbare. Dacă aș gândi un pic altfel. Binele și răul există în același timp. Depinde doar ce fațetă vrei să vezi okay. a unei situații. Poți să detaliez, da. Te rog? Așa. Da. Dacă tot vorbim de victimizare, să spunem. Uh-huh. O să ajungem și o să intrăm în subiect, o să, că de fapt ăsta e subiectul principal. Așa. Exact. Dacă tot vorbim de suferință. Suferința asta, pe de o parte, pare un lucru care ne distruge din punct de vedere emoțional, care ne distruge apoi și fizic, deoarece toate aceste emoții se revarsă asupra fizicului nostru. Eu sunt furios, elimin foarte mult cortizol, mai elimin anumite substanțe prin corp și astea mănâncă ușor, ușor celulele și ghici ce se întâmplă. Mă îmbolnăvesc. De asta se zice că de multe ori boala vine datorită gândului mai mult decât... Da? Da, da. Adică, bă, clar că și comportamentul, ceea ce faci, îți provoacă durere fizică sau boală, dar până la urmă, totul pleacă de la gând. Și ca să mergem un pic pe ideea asta de gând, care provoacă emoții, care provoacă un comportament. Da? Spuneai că noi ar trebui să ne observăm gândurile, da. Știm când un gând ne va provoca o anumită emoție și să încercăm să-l schimbăm. Da. Cum poți să schimbi un gând? Pentru că, așa, din ce am mai citit eu pe internet și statistici ce se mai zic, este că noi am avea undeva la vreo 60.000 de gânduri pe minut sau ceva de genul ăsta, okay. nu știu, sau poate pe oră, nu mi-aduc bine aminte cum era statistica asta, dar indiferent cum ar fi fost, era un număr extraordinar de mare. Cum poți să faci față unui flux atât de mare și să pui stop și să zici că ok, nu ăsta este gândul pe care eu vreau să-l urmez? Ok, dar din toate gândurile nu...
nu ne dăunează absolut toate. Clar, clar. Ar fi bine să le identificăm pe cele care ne duc în emoțiile negative. Da. Și asta poate fi făcut, această activitate poate fi făcută, de exemplu, prin scris. Exact cum spuneam la început. Autoobservare, scris. Da. Și apoi facem, vedem când, cum, ce se întâmplă. Corect. Eu întrebam cum pui pauza. Adică cum... Cu atenție. Cu atenție, cu atenție, ok. Cu atenție, cu foarte multă atenție. De exemplu, în momentul în care te concentrezi asupra ta, ești focusat pe tine, poți să vezi oarecum ce este în mintea ta. Mm-hmm. Poți să vezi că mintea ta e haos, zumzăie, tot felul de lucruri. Da, da. Aici, apropo de, de atenție, este atenția un lucru care poate fi antrenat? Adică, dacă eu îmi propun, spre exemplu, să mă observ pe mine, o dau cel mai simplu exemplu cu fumatul, că da. Asta e. Dacă eu îmi propun să mă observ pe mine, când îmi apare gândul că aș fuma o țigară, doar că nu pun stop, da? Adică nu zic că, băi, nu mă duc să fumez o țigară, da? Pot să mă antrenez totuși, adică, cum să zic eu, ca să mă exprim, de multe ori nu pun stopul ăla. Okay. Și mi iese foarte greu să fac lucrul ăsta. Da. Da? Se poate în timp, prin observare, să-ți antrenezi atenția asta? E o chestie de exercițiu sau e o chestie cu care, nu știu, te naști, gata, pun stop? Nu cred că te naști cu anumită atenție, ci poți să o antrenezi. Dar apropo că ai pus problema foarte, foarte interesant cu fumatul, ce anume vânezi când fumezi? O stare de cel mai multe ori. Da. O da. Stare, o, un feeling, un sentiment de liniște probabil. E o dependență psihică și fizică. Uh-huh. Și apropo că spuneam mai devreme că binele și răul există amândouă în același timp, uh-huh. E și o dependență nocivă, dar îți oferă și o anumită plăcere. Cu siguranță. Depinde ce fațetă vrei să, vrei mm-hmm. să vezi. Mm-hmm. Da. Noi eram curios de chestia asta. Am dat exemplu cu fumatul că mi-a venit primul în minte, dar asta se poate pune în orice până, până la urma urmei. Sunt, sunt tehnici. Sunt tehnici prin care te poți lăsa de fumat. De exemplu, există, poate unii dintre voi ați mai auzit, tehnica mindfulness, în care faci totul fiind extrem de concentrat. Fiecare mișcare pe care tu o realizezi din momentul în care iei țigara din pachet și până când duci țigara la gură, toate mișcările se realizează cu o maximă concentrare. Uh-huh. Și chiar au efecte aceste tehnici, terapii. Cumva, practic, să observi cât de nociv e obiceiul ăla, nu? Sau ceva de da, genul. Da, și cumva te și plictisești în momentul în care fumezi lent, lent, lent. Asta se aplică și la mâncarea compulsivă. Mm-hmm. Se mm-hmm. aplică în mai multe arii. Da, da, da. Poate fi extrapolat în foarte multe direcții. Exact. Da. Uite, foarte interesant. Am mai auzit de, de tehnica asta. Bine, eu știam mindfulness-ul în altă direcție, dar foarte interesant de aplicat pe, pe da, partea asta da. De obiceiuri. Și aici mai există, mai există un lucru. Sunt curios dacă l-ai mai întâlnit la oameni sau poate nu știu dacă ei sunt conștienți de chestia asta, dar care poate îi va ajuta sub o formă sau alta în depășirea, nu știu, unei dependențe sau în depășirea unui comportament pe care vor să-l, să-l schimbe. Mm-hmm. Există acel moment în care tu îți propui să te observi, să-ți observi gândurile, să-ți observi emoțiile, să-ți observi comportamentele, dar nu reușești să faci lucrul ăsta. Și atunci apare acea învinovățire. Uh-huh. Cum faci să nu te mai învinovățești pentru faptul că ți-a scăpat la un moment dat?
Poate că ar fi bine să spui că nu e momentul să mă... Nu sunt încă pregătit să fac lucrul ăsta. Când voi fi pregătit, când mintea mea va fi mai liniștită, atunci voi reuși să mă observ. Ok, adică să ai un pic de compasiune față de tine? Un pic de compasiune, da, un pic de blândețe, să ne tratăm cu blândețe, sigur, cu calm, cu răbdare, cu foarte multă răbdare. Munca cu tine însuți e o muncă care necesită foarte mult, foarte multă răbdare, foarte mult timp, energie. Eu asta îi avertizez pe clienții mei întotdeauna. Le spun că voi faceți munca, de fapt. Eu sunt doar ghidul, dar voi faceți munca. Da, da, da. Și cred că asta cu timpul, într-adevăr, este un lucru pe care oamenii ar trebui să-l aibă în vedere încă de la început, că s-ar putea să dureze. Să-ți dorești să schimbi ceva la tine în termen de, nu știu, dau un exemplu, o lună de zile sau două săptămâni sau trei zile, că mai sunt hirupiști. Exact. Așa, dar s-ar putea să dureze trei luni sau un an sau trei ani și atunci ai nevoie să te echipezi și cu alte exact. Lucruri. Da. Da. Și acum că am trecut așa puțin prin partea asta, vreau să insistăm mai mult pe subiectul pentru care mi-am dorit să avem episodul ăsta, și anume subiectul victimizării, pentru că cu toții am fost acolo, mai devreme sau mai târziu. Nu cred că există persoană care să nu fi trecut prin postura de victimă. Și îmi doresc să clarificăm anumite lucruri, să ajutăm, da, persoanele care poate sunt în situația asta și nici măcar nu-și dau seama. Așa că hai să începem de la bază. Ce este victimizarea? Victimizarea este o agresiune fizică și psihică. Mai întâi psihică și apoi fizică. Da, asta e ordinea corectă. Pentru că se manifestă prin nemulțumire, prin lipsa de responsabilitate, mereu dăm vina pe alții, mereu spunem că ceilalți ne nedreptățesc, că nouă ni se întâmplă tot felul de lucruri. Sau numai nouă ne se întâmplă. Și numai nouă, sigur, suntem o victimă a sorții. La un moment dat cu toții am fost. Și nu e nimic rău în asta, e foarte bine că am trecut și pe acolo, adică nu condamn, nu judec anumite stări umane până la urmă, doar că e bine să fie îmbunătățite. Dacă se conștientizează la timp, pot fi îmbunătățite. Mm-hmm. Ok. Este asta un comportament sau o atitudine conștientă sau inconștientă? Adică oamenii sunt victime, știu ce fac când fac lucrul ăsta sau pur și simplu e, nu știu, o chestie din spate care vine? E posibil ca acei oameni care știu ce fac să fie mai mult actori, okay. Să se prefacă sau să ajungă în zona în care vor să manipuleze alte persoane pentru a obține anumite beneficii. Dar de cele mai multe ori se întâmplă ca aceste victime, să le spunem așa, să nu conștientizeze. Totul pornește... Dacă tot vrei să începem cu baza, totul pornește de la modul în care am fost crescuți. Pentru că noi pe lume, ca și bebeluși, venim fără absolut nicio informație. Și apoi intrăm în societate și vine mama, tata, vin bunicii, îngrijitorii, școala și așa mai departe și ne conferă anumite informații. Și noi preluăm. Cu siguranță este un comportament învățat de undeva, de la cineva. Poate că am văzut la părinți, poate că am văzut în familie că se întâmpla fenomenul ăsta și pe de altă parte am văzut că avea și niște beneficii în momentul în care persoana care se victimiza avea niște beneficii în momentul în care făcea lucrul ăsta. Și am asociat, fără să conștientizăm. Beneficii în ce sens? Materiale? Da. Nu, nu neapărat. Nu neapărat. Uite, hai să-ți dau un exemplu. Eu să mă dau pe mine exemplu. Cel mai concret. Eu în perioada în care eram studentă la drept, aveam tendința
mai ales în pragul examenelor, să spun că eu nu o să reușesc, că nu se poate, mă victimizam așa, destul de puternic. Și cui mă victimizam? Bineînțeles că mamei. Și mama venea cu acea alinare, hai fetița mea, că o să fie bine, lasă, că tu ești deșteaptă, că o să faci față. Și chestia asta mă ajuta foarte mult, îmi conferea validarea de fapt de care aveam nevoie, știi? Uite, astea sunt beneficiile. Ok, deci practic sunt mai mult pe plan emoțional, decât material. Dar ce, se poate victimiza cineva pentru a obține foloase materiale? Cu siguranță, cu siguranță se victimizează, dar acum depinde, nu știu dacă o face conștient sau inconștient, dacă e actor sau e... Da. Nu, eu doar întreb dacă există și cazuri de genul ăsta. Cu siguranță. Cum este sau cum se comportă o victimă față de ea și față de cei din jur? Adică, specific, care sunt comportamentele pe care le afișează? Ok, o victimă se autosabotează de cele mai multe ori pentru că are acele gânduri negative și evident își va crea emoții negative și comportamentele îi vor demonstra că acele gânduri au fost adevărate. Ok. Să luăm un exemplu, tot cel legat de școală, că mi-a fost dragă școală. Așa, eu nu reușesc să fac față unui examen, da? Mă gândesc că nu o să reușesc să fac față. Asta mi induce emoția de frică. Frică. Destul de intensă. Și din cauza fricii, eu nu o să dau 100%, o să dau 50%. Și o să am un anumit rezultat care o să-mi confirme că gândul meu, că nu sunt bună, e adevărat. Ok. Asta e un comportament, un comportament specific, să spun așa. Da. Asta în special față de tine, dar față de ceilalți, cum se manifestă o victimă? Față de ceilalți, victima de cele mai multe ori vrea atenție, se pune într-o postură inferioară, adică eu sunt mai, cum să zic, mai... Necăjită, da, sunt mult mai necăjită, mult mai asuprită. Uite, toată lumea are ceva cu mine și tu, cel din fața mea, trebuie să mă ajuți cumva. Deci cumva îl forțează pe cel cu care vorbești într-un fel de postură de salvator? Da, sau agresor, depinde. Pentru că victimele își găsesc și agresorii, când își găsesc salvatorii, sunt norocoase. Ok. da, uite, la asta nu m-am gândit, m-am dus să stric cu gândul la partea aia de salvator și da. Dar într-adevăr, uite, ce chestie. Da, și agresorii vânează victime de obicei pentru că le văd vulnerabilitatea, le văd stima de sine scăzută și sunt foarte încântați. Da, că au în cine da. Au subiect de lucru, da. Noi râdem, dar nu-i nimic de râs în chestia asta. E așa un fel de râsul plânsul, pentru că sunt niște situații care pot fi foarte dramatice din chestia asta. Dar dacă ne uităm la contextul actual, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri în ziua de astăzi, cum arată victimizarea și cum lucrează ea în perioada asta? Pentru că e o perioadă încărcată din absolut toate punctele de vedere, emoțional, spiritual, economic, politic și așa mai departe. Adică, cum arată ea în perioada asta? Ce zice o victimă în perioada asta? Cred că în această perioadă destul de încărcată, precum ai spus, victima se uită foarte mult în mass media, pe rețelele sociale și își extrage de acolo elementele care îi convin. Uite, nu m-am născut în țara care să mă propulseze undeva, să am o șansă, să am o oportunitate. M-am născut într-o țară săracă, aici nu sunt oportunități, guvernul e de vină că nu știu ce, războiul,
le dă și mai mult înapoi decât ar fi trebuit. Cam astea cred că ar fi, uite, nu mai am bani, nu mai am, aici s-ar putea să fie și situații reale, dar nu ne mai ajung banii, trăim de pe o zi pe alta, da. Astea sunt lucruri care pot fi, exact cum ai spus tu, pot fi adevărate, adică sunt. Chiar pot fi cazuri reale. Da. Dar cum faci diferența între, adică, cum să mă exprim ca să fiu cât mai corect și să se înțeleagă întrebarea? Când vorbești cu cineva, da, cum faci diferența să-ți dai seama dacă acea persoană este într-o postură de victimă sau este chiar un caz real, neștiind altceva despre ea, doar ascultând ceea ce se transmite? Un om care vorbește despre el însuși fără a fi o victimă este un om care nu prea se plânge. Adică, uite, mi s-a întâmplat X lucru, dar îl iau ca atare. Nu am nevoie neapărat să mă salveze cineva. Nu ajung la extremă cu plângerile. Da. Iar o victimă va ajunge ușor, ușor, inconștient, la o extremă cu aceste plângeri. Practic, exprimarea o să fie cumva prăpăstioasă, ca să zicem exact. Așa. Fără corect. Soluții, fără luminița de la capătul tunelului, da. Și așa mai departe. Da. Da. Cum gestionezi o astfel de persoană? Adică, cum poți să interacționezi cu ea? Nu neapărat să o salvezi sau să o scoți din starea ei, dar, în primul rând, să te protejezi pe tine într-o astfel de interacțiune. În primul rând, cred că ar fi bine să nu îi... În psihologie se cheamă întărirea comportamentului. În sensul că eu am un comportament și vine cineva și îmi dă apă la moară, practic, comportamentul meu se perpetuează, se fixează în mintea mea și îmi dau seama că având acest comportament pot să obțin beneficiile. Dacă vine o persoană și nu-mi validează deloc plângerile, nu mă ascultă așa cum mi-aș dori eu, nu stă să plângă pe umărul meu și să spună vai de mine, sărăcuța, uite ce ai pățit, lasă că o să fie bine, atunci putem rupe acest lanț de, de a fi victimă. Și ruperea asta, cum ar fi cel mai sănătos pentru persoana respectivă să fie făcută? Pentru că poate sunt persoane care au în familie astfel de oameni și apare acel lucru că nu vrei să rănești în sensul ăla, deși știi că îi faci bine. Cum poți să aduci și oarece compasiune în chestia, să o faci cu compasiune sau cu asertivitate, nu știu. Sigur că îi vorbești frumos, dar o faci să înțeleagă faptul că există anumite limite peste care nu se poate trece. Și în momentul în care impui anumite limite, cu siguranță e ca și la un copil mic, căruia mai devreme sau mai târziu îi vei impune câteva limite. Sigur, nu multe, dar câteva de bază. Adică nu poți să-l lași chiar să facă prăpăd, dezastru peste tot unde se duce. Și va învăța că nu mai este cazul să se victimizeze în acel moment. Ok. Foarte interesant. Bine de ținut minte chestia asta. Da, sigur, eu zic să îi tratăm pe cei dragi, sigur, cu iubire și exact așa cum ai spus, cu acea compasiune. Nu trebuie să fim tăioși, să le răspundem într-un mod urât. Nu, pur și simplu vorbim frumos, dar ne știm limitele. Super. Eu, să zic așa, pe partea asta de victimizare, eu mi-am cam răspuns la întrebări. Acum poate ai tu ceva completări pe partea asta, nu știu, de avut în vedere pentru oameni în legătură cu subiectul. Dacă nu, o să mai vreau să mai abordăm încă un subiect. Sigur. Păi, eu aș recomanda ca oamenii să fie foarte atenți la modul în care se raportează situațiilor din viața lor.
Pentru că întotdeauna îmi place să cred că există mai multe unghiuri din care poți să vezi o situație. Poți să vezi dintr-un unghi sau dintr-un alt unghi. Uh-huh. Tu alegi din care unghi o vezi. Și să se gândească la ceea ce au de învățat din fiecare situație. Pentru că există cu siguranță o învățătură acolo undeva. Da, și în perioada asta, pe ce ar trebui să se focuseze oamenii? Să se focuseze pe ei înșiși, să se liniștească, să se calmeze în acest context politic, economic și să-și vadă de treaba lor, în sensul că dacă eu îmi fac bine treaba, nu cred că se va întâmpla vreo tragedie. Și chiar dacă se va întâmpla ceva neplăcut, voi avea capacitatea să mă reprofilez sau să fac altceva sau să o iau de la capăt. Ăsta ar fi un mindset cât de cât corect. Uh-huh, uh-huh. Și uite că tot vorbim de mindset și mi-ai și aruncat așa mingea la fileu pentru următorul, să zic așa, subiect care mi-ar plăcea să-l abordăm măcar așa în linii mari. Da. În ideea în care e implementată la noi treaba asta cu trebuie să facem un anumit lucru, care acel cuvânt trebuie pune foarte multă presiune și cred că e un cuvânt de care, mai ales în perioada asta, avem nevoie cumva să ne îndepărtăm. Da? Uh-huh. De unde a apărut cuvântul ăsta trebuie? De unde ne s-a implementat în minte că trebuie să facem un anumit lucru într-un fel sau să-l facem în alt fel, sau cred că suntem cu toții conștienți de trebuie ăsta. Da, da, cu siguranță. Acest trebuie vine tot așa din felul în care am fost crescuți. Copilul mic învață că pentru a primi afecțiune, el trebuie să facă ceva. Fie să fie cu minte, fie să fie, nu știu, să fie harnic, ordonat, și astfel primește afecțiunea părintelui. Dacă fac X lucru, mama o să se uite la mine și o să mă ia în brațe, sau tata. Dacă sunt un elev bun, după 7 ani sau 6 ani mai nou, tata o să se laude cu mine. Așadar, ce spune mintea mea? Trebuie. Pentru că un copil își dorește în primă fază afecțiunea părinților. E tot ceea ce are nevoie, sigur și de îngrijire și de hrană, dar afecțiunea părinților este primordială. Și creierul meu cum învață? Învață prin asociere. Asociez faptul că fac o acțiune și primesc ceea ce am nevoie, adică afecțiune. Și această asociere e legată prin trebuie. Uh-huh, uh-huh. Ok, dar este clar că nu este sănătos și eu acum, dar cum poți să ocolești lucrul ăsta și să faci cu adevărat ceea ce este sănătos pentru tine? Sigur, după o anumită vârstă, după ce crești și te pui în diferite situații, experimentezi viața. Eu recomand foarte mult experimentarea, pentru că altfel nu ai de unde să știi ce îți place, ce vrei. După aceste activități, cumva poți să înlocuiești cuvântul trebuie cu aleg să. Ce frumos! Aleg să. Nu trebuie nimic. Dacă aleg asta, sigur, se întâmplă consecințele astea, dacă aleg partea asta la altă, se întâmplă altceva. Uh-huh. Sunt pregătit, dar sigur această acțiune implică un grad de conștientizare și un grad de maturitate. Până la o anumită vârstă e foarte ok să funcționezi pe trebuie, ca să înțelegi că nu rezonează cu tine. Uh-huh. Dacă stai prea mult într-un comportament de genul ăsta, în care faci lucrurile pentru că trebuie, ce efecte se poate produce? Nu știu, în corp, în minte, în dezvoltare? Pot să spun și din experiența mea din cabinet că se produc foarte multe frustrări, foarte multe nemulțumiri.
Sunt unii oameni care ajung să facă diverse lucruri pentru că așa cere societatea. M-am căsătorit când eram tânără, dar eu nu eram chiar pregătită, dar mama a insistat și societatea a insistat și trebuie. Uh-huh, uh-huh. În schimb, în momentul în care se maturizează acei oameni, își dau seama că alegerile pe care le-au făcut n-au fost ale lor. Sau n-au fost în congruență cu ceea ce simțeau ei. Și că ar fi fost bine poate să mai aibă un pic de răbdare, să învețe despre viață, să experimenteze și apoi să aleagă în cunoștință de cauză. Și din proprie dorință. Și din proprie dorință, da. Când mai există da. Și... Apropo de aleg să... Da. O venit momentul să aleg să fac pasul X exact. Sau Y sau așa mai departe. Exact. Deci, practic, dacă stai prea mult în comportamente de trebuie, s-ar putea să îți regreți la un moment dat viața? Poate mult spus? Nu știu. Da, chiar văzusem la un moment dat un filmuleț în care bătrânii, cred că erau bătrâni peste 70 de ani, erau puși să dea sfaturi, oarecum sfaturi, recomandări tinerilor. Și mulți spuneau, trăiește așa cum simți, nu te mai gândi la ce spun ceilalți, trăiește după propriile tale reguli. Mm-hmm. Da. Cred că e cel mai sănătos să faci lucrul ăsta. E cel mai sănătos, da. E nevoie doar de puțin curaj. De puțin curaj, pentru că e viața ta și viața ta e responsabilitatea ta în totalitate. Până la urmă, trebuie să trăiești propriile tale interese și nu și viața, experiențe. Da, și nu viața altcuiva. Exact. Da. Foarte tare. Și îți mulțumesc pentru clarificările astea, chiar. Cu drag. Sper să fii binevenită, sper să nu se triguiască cineva și dacă se triguiește, asta e un semn pentru ei. Că... Înseamnă că provoc oameni. Da. Știu că tu o să schimbăm așa puțin subiectul, da. Dar vreau să menționez lucrurile astea pentru că sunt importante, mai ales pentru poate cei care nu au făcut, n-au mers niciodată la terapie sau poate au, nu știu, nu dubii, ci o frică sau o reținere sau o chestie așa. Știu că tu în momentul de față lucrezi la o platformă online, nu? Pe partea da. Asta. Știu că nu poți să spui prea multe lucruri. Că în mare, așa. În mare, da. Dacă poți să, pentru cei care au avut răbdare și au urmărit până în punctul ăsta, dacă poți să dai câteva detalii despre platforma la care lucrezi. Sigur, eu împreună cu o echipă foarte faină lucrăm la o platformă de psihoterapeuți care va intermedia servicii între clienți și psihoterapeuți, psiholog.ro. Sperăm acum să-i dăm drumul prin octombrie, dacă va fi gata. Și pe de altă parte vom lansa și un program de afiliere prin care persoane bine văzute, să spunem, care au bloguri, site-uri, tot felul de instrumente de genul ăsta vor putea să facă publicitate platformei și sigur vor avea un procent din ceea ce câștigăm noi pe platformă. Am înțeles, ok. Platforma, practic, ședințele vor fi online sau da, vor fi da, în fizic? Da, da. Deci totul va fi online, da. Pe platformă. Va fi online și din experiența mea ședințele online chiar funcționează pentru că omul se simte confortabil la el acasă și e un pic mai deschis către a împărtăși ceea ce vrea să comunice. Da? Serios? Da, chiar și eu am fost surprinsă. Nici eu nu credeam foarte tare că online nu-l ajută, dar ajută, spre surprinderea mea. Uh-huh. Da. Nu mă așteptam ca atunci când mergi fizic într-un
spațiu de genul ăsta, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că este un spațiu safe. Da? Exact. E foarte important de menționat lucrul ăsta. Este un spațiu sigur în care tu poți să vorbești, pentru că altfel dacă nu te duci acolo să vorbești, să fii sincer, te duci degeaba și cheltui banii degeaba și nu are niciun farmec și după asta mai zici că nu funcționează sau lucruri de genul ăsta. Și tot o victimă. Da. Fix. Chiar mă surprinde că te aștepți mai degrabă când te duci în fizic să fii mai deschis către a împărtăși ceea ce te doare pe suflet. Dar mă bucur să aud că și în online funcționează foarte bine. Da. Mai ales pentru cei care poate le și este mai greu să se deplaseze sau din vari motive nu vor să ajungă la cabinet, cred că iarăși este un lucru fain. Mă bucur și vă doresc succes în finalizarea platformei. Mulțumim. Abia aștept să văd. Da. Dar apropo că va fi pe toată România. Mm-hmm. Da, fiind online, oricine. Da. Și de curiozitate, terapeuții vor fi doar din Iași sau vor fi și din România? Nu neapărat. Nu ne-am apucat încă de recrutări, dar cred că vom selecta și terapeuți din alte orașe, sigur. Uhum. Așa mi se pare fair. Da. Da. Foarte fain. Și încă o dată mult succes. Mulțumim. Andra, eu atât am avut să te întreb. Îți mulțumesc încă o dată pentru că mi-ai răspuns întrebărilor și sper că au fost de ajutor celor care au urmărit până în momentul de față. La fel, la final, dacă ai tu vreo completare cu care vrei să vii legate de subiectele abordate, ești invitata mea să o faci cu cel mai mare drag. Eu spun mereu oamenilor să aibă grijă de ei, să-și acorde timp lor, să-și facă timp pentru ei. Pentru că e foarte important să-ți acorzi timp tu ție. Te vei simți mult mai bine. Ești cea mai importantă persoană din viața ta. Din viața ta. Exact. Corect. Exact. Nice. Da. Mulțumesc frumos încă o dată. Mulțumesc și eu.